După ce au fost eliminați din Cupa CEF de rușii de la Gubernia Novgorod, voleibaliștii zălăoani antrenați de Aurel Vlaicu și Bogdan Nicolae vor încerca să-și curețe rănile în campionat. Mâine zălăoanii vor da piept la Piatra Neamț cu echipa din localitate, formație care sezonul acesta a eliminat și Mleul din Cupa României. Nemțenii au înregistrat în primele trei etape două înfrângeri, 3-0 cu Unirea Deș și Știința Explorări Baia Mare și o victorie, 3-0 cu Phoenix și Mleu. De cealaltă parte, Feher și compania au obținut trei victorii consecutive, 3-1 cu Craiova, 3-0 cu CSM Agronomia București și 3-0 cu Dinamo București, iar sâmbătă la Piatra Neamț, zălăoanii speră să aibă o evoluție bună și să se impună. Înaintea jocului, CS Volei Municipal Zalău ocupă poziția de lider în clasamentul diviziei A1 cu 9 puncte, în timp ce LPS Piatra Neamț se află pe locul 9 cu 3 puncte. Partida de sub Pietricica va fi oficiată de cuplul din Galați, format din Marin Nicolae, arbitru principal, și Mirel Zaharescu, arbitru secundar.